de care a scrisă ședința ordinară a Consiliului Local, convocată prin dispoziția primarului numărul 1649 din 21.10.2021, modificată și completată. Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței data de 18.10.2021. Este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței data de 30.09.2021. Cine este pentru? Unanimitate, vă mulțumesc. Stimați colegi, suntem în ordinea de zi. Dacă aveți la fiecare dintre proiecte ceva de întrebat, de lămurit, vă rog frumos să o faceți după ce voi da citirea proiectului și până la momentul în care vom vota proiectul. Așa că trecem la ordinea de zi. Punctul 1, proiectul de hotărâre numărul 1, este proiectul privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil teren, proprietatea privată a municipiului Călăraș, situată în strada Actor Ștefan Bănică, numărul 8, lot E8, zona FNC Livadă, în suprafață de 203 metri pătrați, carte funciare 24.466, în favoarea domnului Mustafa Nicolae. Cine este pentru? Comisia. Mă scuzați. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Dezvoltare Urbanistică. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Unanimitate și online tot a fost pentru. Vă mulțumesc, abțineri și împotrivă nu este cazul să mă întreb dacă avem unanimitate. Proiectul 2 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil teren, proprietatea privată a municipiului Călăraș, situat în strada Actor Ștefan Bănică, numărul 6, lot E7, zona FNC Livadă, în suprafață de 129 metri pătrați, carte funciară 24.110, în favoarea doamnei Mustafa Viorica. Comisia de Buget Finanțe, avizul? Favorabil. Comisia Dezvoltare Urbanistică, avizul? Favorabil. Cine este pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 3, privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil teren, proprietate privată a municipiului Călăraș, situat în strada Dan Mateescu, numărul 39, număr carte funciară 23.280, lot 24, dar la 65, parcela 14/2, cu suprafața de 294 metri pătrați, în favoarea domnului Ion Claudiu Cristinel. Urban, Comisia de Buget Finanțe. Favorabil. Comisia de Dezvoltare Urbanistică. Favorabil. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Unanimitate. Iarăși vă mulțumesc. Mergem mai departe. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil teren, proprietatea privată a municipiului Călăraș, situată în strada Actor Ștefan Bănică, numărul 2, în suprafață de 365 metri pătrați, număr de carte funciară 24.357, în favoarea domnului Mustafa Ionel. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia de Urbanism. Favorabil. Cine este pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc. Mergem mai departe. Proiectul de hotărâre numărul 5. Privind aprobarea vânzării unui imobil teren, proprietatea privată a municipiului Călăraș, situată în strada Romană, numărul 24, număr de carte funciară 24.135, în suprafață de 420 metri pătrați, în favoarea domnului Mihalache Petre, Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia de Dezvoltare Urbanistică. Favorabil. Cine este pentru proiectul numărul 5? Doamna Luca. Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 6, privind aprobarea vânzării unui imobil teren, în suprafață de 478 metri pătrați, situat în Călăraș, strada Preot Pârle Alexandru, numărul 2, lot 10, cvartal 65, parcela 18/2, către doamna Lupu Elisabeta. Comisia de Buget Finanțe. Favorabil. Comisia de Dezvoltare Urbanistică. Favorabil. Cine este pentru proiectul numărul 6? Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 7, privind aprobarea vânzării unui imobil teren, în suprafață de 477 metri pătrați, situat în Călăraș, strada Avocat Aurel Lectărescu, numărul 1, lot 1, cvartal 65, parcela 18/2, către domnul Popa George. Comisia de Buget Finanțe. Favorabil. Comisia de Dezvoltare Urbanistică. Favorabil. Vă mulțumesc. Cine este pentru proiectul numărul 7? Unanimitate. Iarăși vă mulțumesc. Mergem mai departe. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Călăraș,
a unor imobile situate în municipiul Călăraș. De ce le băgați în domeniul public, domnul secretar, le concesionați, le vinde sau ce intenționați? Ne introducem în domeniul privat ca să le putem face carte funciară. Dacă după asta o serie de bonuri pot face obiectul proprietății publice, le trecem în domeniul public. Ca să celelalte? Celelalte pot fi concesionate, vândute sau închiriate, conform legii. Mulțumesc. Comisia de urbanism, avizul? Favorabil. Cine este pentru? Trebuie unanimitate. Nu, 21 minus 3, 18 voturi pentru. Cred că am numărat bine. Abțineri? Abțineri împotriva? Nu știu dacă am votat, mai numărat. Nu, nu am votat. Deci pentru, nu. Ah. Deci facem votul. Cum? Hai să refacem. Deci hai să refacem. I-am deregat, am uitat. Da, păi nu s-a putut. Hai să refacem votul. Ne facem votul. Cine este pentru proiectul numărul 8 privind arhantarea apartenenței? Unanimitate. Votat. Da, da. Unanimitate. N-ați votat și în spate primele bănci. Voi imagine, vreau să fiți mai atent în spate. Iată, nu ce nu trebuie. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în integralul municipiului Călăraș, având numărele cadastrale 31.762, 26.996 și 33.734. Comisia de urbanism, avizul. Favorabil. Cine este pentru? Unanimitate, doamna Luca. Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 10, privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren arabil intravila, în suprafață de 458 m², având numărul cadastral 23.284, cu parcela 65, parcela 14/2, lot 28, situat în municipiul Călăraș. Comisia de urbanism. Favorabil. Cine este pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 11, privind dezmembrarea 90 de loturi a imobilului teren arabil extravila, în suprafață de 30.084 m², număr cadastral 22.520, situat în municipiul Călăraș, tarlava 96/1, aparținând domeniului privat al UAT municipiul Călăraș. Cine? Comisia de urbanism. Asta de ce se face? Conform acordului de specialitate, în 2009 s-a întocmit documentația... Că? În 2009. În 2009. S-a întocmit documentația... De dezmembrarea suprafeței, s-au atribuit loturile pentru grădini și nu s-a făcut actul notarial efectiv de dezmembrare. Deci s-a făcut doar documentația. Și pentru a face dezmembrarea efectivă, trebuie această hotărâre de consiliu local. Ca să ne ducem cu el la notariat. Cum? Ele, în fapt, sunt notizate. Ce deci da, asta există. Este lotizat, sunt 90 de loturi, dar ca să facem documentele notariale, ce nu s-a făcut până acum, noi acum venim și da, facem hotărârea de consiliu, ca să mergem la notariat. Ca să devenim cu totul proprietari. Și este un lucru bun, pentru că în primăvară putem să dăm exact loturilor, că unii ocupă 3-4 loturi acolo, putem să facem o normalitate în baza la cărți de funciar. Primească cât mai mulți oameni locul pe grădini. Cine este pentru proiectul numărul 11? Paisprezece voturi pentru. Să se iasă. S-a abținut și în mod online domnul Chiriță, doamna Croitoră și domnul Buzea. Deci abțineri, domnul Ivanciu, 4, 5, 6, 7, 8. Deci 13 voturi. Deci 13 voturi pentru și 8 abțineri. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Proiectul a fost aprobat. Bun, mergem mai departe. Proiectul numărul 12 privind dezmembrarea în două loturi a imobilului în suprafață de 500 m², situat în municipiul Călăraș, teren arabil, curți construcții, având număr cadastral 25.129, dezmembrarea în două loturi a imobilului situat în suprafață de 509 m², situat în municipiul Călăraș, teren arabil, curți construcție, având număr cadastral 25.130. Dacă la proiectul 12 sunt întrebări sau nerămuriri, nu sunt. Comisia de urbanism. Favorabil. Vă mulțumesc. Cine este pentru proiectul numărul 12? Unanimitate. Vă mulțumesc. Mergem și mai departe, proiectul 13,
privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire, amenajare, parc auto pentru camioane, strada Varianta Nord, numărul 41, municipiul Cărăraș. Comisia de urbanism. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru proiectul numărul 13? Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al municipiului Cărăraș și creditelor interne la data de 30 septembrie 2021. Comisia de buget finanțe. Favorabil. Dacă sunt discuții la proiectul 14. Cine este pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 15 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Cărăraș pe anul 2021. Cu specificația că anexa a fost trimisă astăzi, modificată. Aici, dacă mai aveți discuții, amendamente, orice, e bine să ne scrie la cuvânt și în funcție de ce aveți de spus, să facem o mică dezbatere. Imediat. Domnul Ivanciu, domnul Mirescu, cine mai vrea să mai întrebe sau să mai spună ceva? Domnul Aldea, domnul Aldea Strelian, subsemnatul, altcineva. Dacă mai aveți ceva de întrebat sau de... la buget, nu. Bun, domnul Ivan, vă rog. Deci eu am o întrebare către executiv și către domnul secretar, dar că toate, și aș vrea un răspuns în scris, dacă toate aceste solicitări la instituții, la biserici, sunt legale aceste solicitări. Dacă aceste solicitări sunt legale, adică în spatele acestor solicitări există documentele care trebuie. În condițiile în care aceste documente legale, conform legii cultelor la biserici, conform celorlalte reglementare există, așa cum este făcut acest proiect de hotărâre, din punctul meu de vedere, este tot ok. Am oarece reține că nu toate aceste solicitări conțin documentele care trebuie. Și aș vrea în scris răspuns, ca să nu pierdem timpul acum, la această întrebare. Dacă... Se pune și documentele, dacă... Da, deci nu răspund la această întrebare. În scris, nu pierdem timpul acum. Cum are școala Tudor Vladimirescu? Super! Devize estimativ, oferte, trei oferte. Așa trebuie să... Mă rog, Mariana, sunt și alte documente, sunt domnul secretar a înțeles, domnul primar a înțeles. Da, da. Și vreau un răspuns în așa fel încât noi, consilierii, vorbesc în numele consilierilor locali PNL, vrem să și suntem de acord cu tot ce ați scris aici în ăsta, dar în același timp vrem să știm că totul este legal și corect și să votăm și cu cunoștință. Facem numai lucruri legale, domnul consilier. Da, am o reținere, așa, o nelămurire și vreau deci un răspuns în scris și nu vă mai rețin atenția. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul Ivan, domnul Mirescu, poftiți. Am observație așa, prima dată, când din mapa proiectului lipsește solicitarea de la spații verzi pentru flori perene și arbuști. Da, mă surprinde și eu, domnul Ivan, lipsește, pentru că am făcut o propunere de solicitare, pe care, dacă îmi permiteți, pot să vă prezint... Nici eu n-am observat. Deci, doamna Brânză trebuia să fie prezentat-o. Noi am încropit, să zic așa, niște propunere în sensul ăsta. Pe baza unor prețuri estimative la preții forestieri ornamentali, ne propunem... Să ne spuneți unde îi puneți. Și unde îi puneți. Păi tocmai asta, vreau să vă prezint. Dacă... Deci e o propunere... Da, domnul viceprimar, vezi cum. Mulțumesc. În primul rând, urmează, ne propunem să înlocuim toți arborii uscați care au fost tăiați de pe domeniul public, inclusiv în parcul prefecturii. După cum știți, sau dacă nu știți, vă spun acum, am demarat o acțiune de punere în valoare a arborilor uscați de pe domeniul public. S-a obținut APB-ul de la Direcția Silvică și suntem în curs de eliminare a acestor arbori din domeniul urmân, a înlocui în acest sezon cu puieți, respectiv platan, tăi argintiu, mesteacă, stejar, frasin, gingobilova, palcă argintiu, țară americană.
sunt de jur de 90 de bucăți care vor fi înlocuiți. De asemenea, ne propunem un aliament din Mesteacă, scoarul dinspre modelul, vreo 20 de bucăți. În parcul Dumbrava vom planta vreo 25 de bucăți. În parcul Aurora ne propunem 7 bucăți. În parcul Intim, 10 bucăți de platan. Parcul Florilor, 5 bucăți de mestreacă. Parcul Central, înlocuire pom fructifer din parcul Central, aproximativ 15 bucăți. Parcul Constructorului, în jur de 20 de bucăți. Parcul Dendrologic, în jur de 15 bucăți. Și grădina Zoo, în jur de 25 de bucăți. Pentru a avea o reușită a plantării acestor arbori, ne-am propus să luăm puieți forestieri. Ne propune să achiziționăm puieți forestieri de talie mai mare, deci nu foarte mici, cu balot, astfel încât să fim siguri de prinderea lor și atingerea scopului pentru care îi plantăm. Cam asta. Municipiului Călăraș și revine întreaga masă succesorală ce face obiectul succesiunii vacante. Și nu înțeleg de ce toți banii ăștia se duc la Căminuțul Antimidiranu doar pentru că... Este simplu. Pentru că cea care a făcut acea donație, da, mai înainte să plece Dumnezeu să o odihnească, își dorea foarte mult să modernizăm acest cămin. Așa cum am modernizat parterul, așa vom face și la etaj. Și este păcat că acești bani care i-am primit de acolo să nu se întoarcă acolo, pentru oamenii aceia. Ok, era, nu înțelegeam de ce se spune în raport că beneficiarul direct este... Asta este donația pe care am primit-o de acolo, este vorba, cred că, de 82.000 și ceva, dar va merge la Căminul Antimivireanu, pentru că oamenii aia merită condiții mult mai bune decât le-au. Vă mulțumesc, domnul Mirescu. Domnul Aldea. La ultima ședință de Consiliul Local am aprobat pentru liceul de Mihai Eminescu suma de 150.000 de ron din cei 250.000 necesari terminării lucrării. Care? Domnul Ioan, vă rog frumos să lăsați. Ținând cont că vremea este frumoasă în lucrare de 2 săptămâni, aș vrea să propun un amendament pentru completarea sumii de 100.000 de ron pentru liceul Mihai Eminescu. Pentru continuarea lucrării. Deci cine este pentru amendamentul domnului consilier Aldea? 50 să mai punem 100? Da. Da. Sunt 50 să mai punem 50 100. Pentru altceva. Deci noi de 50, 150. Da, da, doamna, ați înțeles perfect. Da. Cine este pentru amendamentul? Nu participă la vot. Ești atent, domnul președinte, că am votat. Foarte atent. Dar nu poți face lucrare de întreținere, n-a fost o lucrare de reabilitare. Pentru că reabilitarea însemna foarte mulți bani, trebuia proiect și așteptăm niște bani europeni, să totuși să finanțăm acolo pe bani europeni, pentru că un deviz general este făcut și înseamnă 2 milioane de euro. Aproape 2 milioane de euro, tot cu șarpantare, cu reabilitare completă și de aici la momentul ăsta nu avem bani. Studiile de rezistență la seism și tot ce trebuie. Liceul are în desfășurare două proiecte cu bani europeni la acest moment, să spunem că o să avem contract. Peste un an, 2-3, când se va putea. Poate pe PNRR, poate pe POR 2021-2027, să găsim finanțare, să reabilităm complet. Componentele eficiențe.
Bun. Ultimul înscris la cuvânt, cu voia dumneavoastră, sunt eu și rămâne tot în zona de școli și de amendamente pentru școli. Avem un municipiu Călăraș, o grădiniță nouă, ultima înființată, modernă, cu aproape tot ce-i trebuie. Și de ce spun cu aproape tot ce-i trebuie? Avem o grădiniță nouă, GPN Prâzlea, că la ea mă refer, dar cu mobilier vechi. GPN Prâzlea este grădinița cu 8 grupe care dați. Din curtea școlii Tudor Vladimirescu. Da, și mai avem nevoie de mobilier acolo. Deocamdată ăsta este necesarul că l-au trimis. Or să mai aibă nevoie și atunci o să vedem ce parcurs, ce mai putem să îmbunătățim. Și amendamentul meu ferm este să alocăm 70.000 de lei pentru mobilier. Ce au necesități urgente? Pentru mobilier, pentru acea grădiniță. Dar știu, acolo s-a luat mobilierul de la școala, de la liceu. De la liceu. Trebuie să o poate din el. La grădiniță și era adecvat. Era mai adecvat. Asta ca să avem o grădiniță modernă până la capul. Cine este pentru acest amendament? Unanimitate la amendament. Am votat și eu, aici am votat. Bun. Acum mergem mai departe și votăm proiectul de hotărâre numărul 15, cu tot cu amendamentele aprobate. Cine este proiectul numărul, pentru proiectul numărul 15? 20 voturi pentru, din 20 exprimate, domnul Stoianu participă la vot. Vă mulțumesc, domnul secretar. Mergem și mai departe. Proiectul numărul 16, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Călăraș în consiliile de administrație, precum și în comisiile de evaluare și asigurare a calității ale îndrepturilor de învățământ la Universitatea din municipiul Călăraș. Deci aici, domnul secretar, a trebuit să explici dumneata... Am primit adresa de la Inspectoratul Școlar că a fost redus numărul de membri din cadrul Consiliului de Administrație. Și în urma corespondenței cu Inspectoratul Școlar și cu școlile a rezultat că la Colegiul Barbu Știrbei din 3 consilii, 3 se rămână 2. La Liceul Tehnologic Transporturi Auto din 1 se majorează cu 1, deci 2. La Dan Matescu crește cu 1, deci 2, în loc de 1 câți aveam. La Școala Gimnazială Carol I se reduce cu 1 și rămân 2 consilieri locali. La Titulescu rămân 2 din 3. De asemenea, la Școala Mihai Viteazu rămân 2 din 3. Și la Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu rămân 2 din 3. De asemenea, domnul Ivanciu la ședința trecută și-a dat demisia din Consiliul de Administrație de la Ștefan Bănulescu și de la Școala Gimnazială Constantin Băncoveanu și trebuie să mai propuneți un reprezentant la grădinița Ciufuliți și la Școala Pozițională FEC. Da, dacă îmi dați voie să completez, stimați colegi, până când... Această adresă a inspectoratului, de fapt, în fiecare an, la început de an școlar, inspectoratul este obligat în funcție de numărul de clase și numărul de elevi care de la an se mai schimbă. Este obligat să trimită către școli și în principiu către primăria municipiului modificările ce au loc în structura de reprezentare din partea Consiliului Local. Și de aceea unele școli au pierdut un consilier, altele au adăugat un consilier, cei de la Tehnologic au adăugat un consilier pentru că nu mai face parte din Consiliul de Administrație agentul economic și s-a înlocuit consilier și de aici la Dan Matescu, de exemplu, avem un consilier în plus. Ca urmare, o procedură pe care în fiecare an ar trebui să o facem de revizuire a reprezentanților noștri în consiliile de administrație de la școli. Așa că va trebui să renunțăm sau să mai adăugăm acolo unde este cazul. Și ar trebui să luăm pe fiecare școală în parte, nu? Cum să facem altfel? La șebe vot aveam pe domnul Mușat, doamna Raiu și doamna Cruitoru. Trebuie să rămână 2 din 3. Îl trebuie pe domnul Mușat, nefiind de parte. Ne-am viață. Și dacă sunteți de acord... Îl ducem pe domnul Mușat. Da, îl ducem unde trebuie. Să mă rezervă deocamdată, deci... Gata, putem domnul să ducem la auto, putem să ducem... La auto, mai trebuie un reprezentant. Dacă pot să spun și eu ceva? Vă rog. Eu fiind ultimul consilier care am intrat în consiliu, nu fac parte din niciun consiliu de administrație. Pe câte vreți? Îmi explic să fac parte din consiliu de administrație al... S-a dat lovele și-a bate. Ei școli mă nou. În locul domnului Ivanciu, da? Da. Și-a dat remisia domnului Ivan. Și-a dat păstrăm școlare. La auto mai trebuie un plus? La auto, cine mai vrea? Cine mai vrea? E doamna Georgescu Sandina. Doamna Georgescu, cine vrea la auto? Nu vrea nimeni.
Domnul Mușat vrea singur. Mușat. Domnul Mușat. Domnul Mușat. I-a spus. Mușat. Dar Dan Mătescu este doamna Enache și mai trebuie un domn sau doamnă consilier? Deci la Dan Mătescu, în afară doamna Enache, cine ar mai vrea să facă parte din consiliu? Domnul Mușat. Nu, 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 nu-i de acord. Marius, nu vrei? Ce vrei? Marius Buci. Marius Buci, da, hai. Hai, Marius. Voi ai. E cu doamna doctor acolo, mai să oferă un consult, dacă ceva. Dacă cu bani, cu prim, cu premiere, cu ce ar vrea? La Carol I, la școala gimnazială, din trei, respectiv domnul Mușat, domnul Mirescu și domnul Niță, trebuie să rămână. Nu trebuie pe domnul Mușat. Pe domnul Mușat. Eu am tăiat la doctor, nu cred mai departe. Eu îl sacrifică. La Nicolae Titulescu, avem pe domnul Stoian, domnul Niță și domnul Călin Cătălin, trebuie să rămână doi. Unde era? La Titulescu, la școala 5. Deci renunță domnul... Pe... Nu, a renunțat domnul Cătălin. Păi cine? Păi care ai singur votat mai pe mine. La școala 5? Nu, dar te-a La școala 9 e doamna Lupca. Pe care zis, nu? La Mihai Viteazu, la școala 10. Avem pe Raiu, Buzoianu și Mirescu. Trebuie să rămân denunțăm domnul Buzoianu. De ce simplu? La Tudor Vladimirescu, școala 11, Sârzea, Croitorul Georgescu, trebuie să renunțe. Croitorul? A renunțat domnul Sârzea, nu? Da. Așa mă găsit. Și mai avem nevoie de doi reprezentanți, unul la grădința Ciufuliș și la... La Ciufuliș. Ciufuliș? Da, e bine la Ciufuliș. Și la școala pozitivă. Sunt de gratis. Domnul doctor, crecherea mai bine la... Domnul Sârzea, crecherea mai bine la FEAC, la FEAC. Nu e... Vă ziceați? Și sunt privați, cine știe, să te amporează cu domnul. Vă ziceați, privați pe gusit. La FEAC? Păi și Ciufuliș. Doamna doctor, la FEAC. Doamna Filimă, da, bun, am rezolvat mai, mai bine decât trebuie. Ca urmare, vă invit să votăm proiectul numărul 6 la lege. Cu avizul, da, cu avizul de rigoare, imediat. Cerem și avizul de la comisie. Comisia pentru Sănătate, Muncă și Protecție Socială și Comisia pentru Servicii Publice, Comerț și alte favorabil. Lucruri. Favorabil. Cine este pentru proiectul numărul 16? Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 17. Privind înființarea în cadrul Consiliului Local al Municipiului Călăraș a Comisiei Speciale de Analiză și Verificare pentru identificarea unor măsuri venite să asigure apropierea de obiectivele anuale de reducere a cantității de deșeuri eliminate prin depozitare, precum și a regulamentului de organizare și funcționare al acestei comisii. Discuții, dacă sunt la 17. Spuneți-vă. Este proiect de hotărâre a comisiei care s-a votat în ședința specială. Nu era votat cu proiect de Consiliu Local. Era primul hotărâre de Consiliu Local. Ok. Deci, comisia... Vă rog să găsiți soluții. Aviz favorabil. Comisia pentru Sănătate favorabil. Comisia pentru Servicii Publice. Favorabil. Cine este pentru proiectul numărul 17? Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 18, privind accesul cetățenilor pe terenurile de sport, din curțile unităților de învățământ, pe universitate de stat, din municipiul Călăraș, precum și aprobarea regulamentului privind accesul. Îi dau cuvântul lui domnului Mirescu. Dacă are ceva în plus să ne spună față de ce. Nu am mare lucru de adăugat, pentru că mi se pare absolut firesc gestul ăsta. Nu sunt suficiente locuri unde copiii pot face sport, dotate corespunzător în oraș. Terenurile de sport din curțile școlilor sunt... finanțate de comunitate, nu? Școlile sunt finanțate de comunitate. E firesc ca întreaga comunitate să beneficieze de terenurile alea. Când am făcut o minimă documentare pentru proiectul ăsta, întâmplător treceam pe la, să verific, să văd care curți sunt deschise într-o sâmbătă după amiază. La școala nouă, trei copii săreau gardul cu o minge în braț. Terminaseră de jucat și săreau gardul în stradă ca să plece acasă. Deci oricum copiii se duc acolo, da. E bine să facă asta în siguranță. Am văzut un regulament că spuneți că poliția locală să verifice toate aceste instituții unde desfășoară copiii acțiunile astea sportive. Poliția locală, vreau să scoateți de acolo, pentru că nu are capacitatea de a verifica toate aceste instituții.
a ora asta nu am decât două echipaje, restul sunt blocați cu cei care trebuie să intervină, cei care sunt carantinați, avem 10 oameni care sunt blocați pe centrele de vaccinare, nu, și nici în condiții normale nu putem să asigurăm patrularea de aceste obiective unde copiii, așa cum sunt, o să fim de acord cu toți. Dar mai rămân și străzile. Nu se poate să verifice și atunci vreau să scoatem. Nu am posibilitatea să amendez asta. Da, asta este. Asta vă spun că nu avem posibilitate. De asemenea, vreau să vă spun că să dea Dumnezeu să fie cei care administrează și în spăță directorii de școli, precis vor veni cu anumite probleme. Dar asta nu înseamnă că nu suntem de acord. Regulamentul, putem să-l mai introducem o dată dacă avem anumite discuții cu cei care administrează, și atunci putem să-l facem în așa fel încât să-l agreze toată lumea. Asta vreau să vă spun ca să știți că mai intervenim. Și poate să se facă, domnul primar, dacă îmi permiți, și treptat treaba asta. Nu trebuie să dăm de mâine. Da, așa se va întâmpla, pentru că trebuie să organizezi pe grupe de vârstă. Nu o să poți să faci copii de 6 ani, copii de 10 ani și copii de 18 ani. Dar nu să duc, domn primar, toți. Nu, vreau să spun. Vor să se ducă să aibă unde să-l... Cu un avromul care l-ați închis, ce faceți? De ce nu îl redați călărășenilor? Noi o să redăm când o să avem finanțare, că vreau să fac niște discuții. Acum așteptăm pe NRL-ul să vedem pe ce să... Dacă nu, ne apucăm să facem acolo. Vreau să fac un propriu. Dacă au furat scaunele de acolo, ce se va? Dacă au luat și terenul care l-am spus dat noi de aici, de la primărie, ce să... Suntem în litigiu. Mi se pare că avem o plângere penală. Domnul secretar. Da, da. Aveți? Da, avem o plângere penală. Da. Pentru că gazonul care era acolo l-a cumpărat primărie, asociația a zis că... Nu l-a cumpărat primărie, dar mă rog. Cum să nu? N-au fost bani de la primărie? Unul ai să fie bani și păi, nu e acela lucru. Dar nu mai contează. Da. Nu, ideea este că nu îl vom lăsa așa. Chiar am un parteneriat. Da, nu, era bine pentru copii din zona aia. Deci gândesc un parteneriat cu Consiliul Județean să vedem cum... Găsim o formulă. Da, să pune. E păcat că nu trebuie să rămână. Să, acolo să găsim variant. Da. Mă gândesc acolo, fiind o arenă așa, m-aș gândi tot să încere pentru cei care fac tenis. E prea puțin. A fost și ca să joace 5-5 toată ziua acolo. Aia trebuie. Păi nu, putem să-l facem multifuncțional. Adică și tenis, și volei, și... Dar la liceul economic, pentru că liceul economic nu are o sală de sport, nu are nimica. Trebuie să-l dăm să investim câțiva bani pentru copii de la economic. Pot folosi și ei. Când au ore, să nu au bani. Dar trebuie să dăm în administrare. Deci să-l spun eu liceul, conducerea liceului economic. Întâi trebuie să-l facem. Nu avem ce să dăm la administrare. Dacă nu îl facem, nu avem ce să dăm la administrare. Îi dăm și bani. Dar nu, dacă îl facem noi și îl dăm de la asta, ce să mai dăm? Ar fi frumos, dar știți, dacă nu se ocupă, ce să ocupă. Am înțeles, domnul consilier. Nu avem. Este bine. Comisia pentru Sănătate a Proiectului Moroc. Termin mandatul, dacă mai gata e... Comisia pentru Servicii Publice. Favorabil. Vă mulțumesc. Cine este pentru proiectul numărul 18? Privind accesul cetățenilor spre terenurile de sport din curțile de unde vă zămă, prin universitate de stadiu, în cititul ăla. Fără poliția, deci trebuie scoasă, deci poliția locală... Amendamentul că regulamentul va fi modificat, va fi amendat, poliția locală nu se ocupă... Se întâmplă un accident, acolo moare un copil, că poliția locală nu va avea sarcini, nu poți muri copiii. Poftim? Legea 29/2010 prevede ca organizarea regulamentului interior al școlilor să se facă de către reprezentanții ai profesorilor și ai reprezentanții ai părinților. Cu respectarea regulamentului 20. Regulamentul pe care îl votați astăzi, da? Cu siguranță va mai fi amendat, pentru că sunt multe lucruri acolo care nu concordă cu ceea ce e în practică. Și atunci, cu acordul... Mi-ar fi făcut ca în două luni să le fi discutat deja. Da? E aproape inaplicabil, de momentul de altă discuție. Da, asta e altă discuție. În două luni mi-ar fi plăcut să putem discuta despre asta, că sunt două luni de când am de trebuie să... Da, e timp în iarnă asta... Da, avem timp, nu se pune problema. Adică trebuie să ajungă regulamentul la cei care sunt în drept, în speță, directorii de școli.
în speță directorii, directorii, da, care deja s-au titularizat acum de cât 15 și consiliile de administrație. Și atunci o să vedem în condițiile care va fi funcționat. Ce faci? Bun. Proiectul de hotărâre numărul 19 pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 74 din 30 aprilie 2020 privind darea în administrare către serviciu public pavaje, spații verzi Călărași a echipamentelor achiziționate în proiectul Managementul Comun al Riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență. Dacă sunt discuții aici. Da, domnul Bonciu. Nu, eu votam deci. Am înțeles. Comisia de Buget Finanțe. Avizul. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 20, privind darea în administrare către complexul de agrement, Dumbrava Călăraș, a unui mini-încărcător marca Longhink. Sper că am zis bine. Comisia de Buget Finanțe. Avizul. Favorabil. Vă mulțumesc. Cine este pentru proiectul 20? Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 21 pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 134 din 2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local. Deci să modifică anexa, Vali, nu? Da, dar ca poate cheltui banii. Obiective se ia de la piață, da, se mai lucrează, da, da. Deci avem un problemă la piață, cel care lucra acolo intră în insolvență, nu mai putem să ținem banii acolo pentru finanțare, că nu știm ce se va întâmpla. E posibil să banii alocați, exact. E posibil să ajungem la licitație părți de executat, dar vom vedea cumva. Vom vedea ce se întâmplă, nu putem să spunem noi până când se originează. Comisia de Buget Finanțe, la proiectul 21, avizul. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Cine este pentru proiectul numărul 21? Unanimitate. Deci nu știu dintr-o lună sau altă? Și acum aș la urmă, luăm și stați pe urmă. Bun. Vă propun ca proiectul numărul 20, privind alegerea președintelui de ședință, să-l discutăm la final, 22. E în regulă? Normal. Și mergem un pic mai departe, la proiectul numărul 23. 23. Privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călăraș, în domeniul public al municipiului Călăraș, a imobilului teren cu număr cadastral 30.681, în suprafață de 44.313 metri pătrați, situat în municipiul Călăraș, prelungirea Sloboziei, numărul 70B, quartal 65, partela 18/2. Dacă sunt discuții aici cu... Dar ați văzut despre ce este vorba? Terenul pentru creștere. Terenul pentru creștere. Trebuie a privat primi care noi am clasificări. Trebuie să fie terenul în domeniul public, el fiind în privat și trecem în public. Nu ne-au cerut până acum, acum ne-au cerut clar. Comisia de Dezvoltare Urbanistică, avizul. Favorabil. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 24, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale Mihai Viteazul din municipiul Călăraș. Domnul Mirescu, dacă aveți întrebări sau ceva, că la un moment dat, la începutul ședinței, erați debusolat puțin. Sunt debusolat pentru că înțeleg, bineînțeles, necesitatea acestor proiecte de hotărâre. Da, deci, că pot să înțeleg și urgența, dar totuși, trebuie să facem lucrurile în mod legal. Proiectele astea... Toate sunt legale ce facem. Modul în care le trecem prin Consiliul Local ar trebui să fie și el legal. E legal. Proiectele astea nu au avize de la comisii și, dincolo de avizele de la comisii... Nu votați, domnul consilier. Pot să vorbesc? Nu, dar nu votați dacă... Ce nu. Să votăm la proiectul 26? Că nu scrie nimic, nicio sumă. Sunt de la 24. Bun, la 24. La 24 aveți ceva de... Avem 2.264.000. Era o observație valabilă pentru toate cele trei proiecte. Deci aveți, să aveți și sumele. Le-au dus colegii. La proiectul 24, Nu sunt sumele. În raportul de specialitate sunt sumele. În raportul de specialitate sunt sumele. Da, da, proiectul 26, cel puțin ăsta pe care l-am eu, nu are raport. Nu fi căzut.
Deci la 26 raportul. 26 este școala Nicolae Chiturescu. Da, dați-i raportul, domnule. Aia nu. Mai are. Bun, hai. Proiect de hotărâre numărul 24. Am întrebat la dumneavoastră, de asta știam că eu... Cine este pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, creșterea eficientizării energetice a școlii gimnaziale de Mihai Viteazul, domnul Bucurăraș? Pentru școli, de ce? Păi aviz nu mai luăm, pentru că au fost aduse hotărâri. Trebuie și avizul. Trebuie și avizul? Bun. Atunci comisia... De buget, finanțe, cine este pentru? La buget, finanțe, pentru, da? Și Comisia de Urbanism, bănuiesc că aici tot se încadreze și două proiecte. Dacă nu s-a discutat în comisie, chiar... Le discutăm acum, le discutați acum. Tot nu a discutat, adineau, ce-a făcut mai devreme? N-am discutat.